Te rog. Care ar fi atunci rețeta succesului, cumva să spun, tot în zona aceasta de dulce? Ar trebui să mâncăm câte o tabletă pe zi, ținând cont că noi oricum avem nevoie de zahăr? Asta mi-a plăcut. Sau cumva să mâncăm poate puțin mai mult într-o zi dacă simțim nevoie în ziua respectivă și în alte zi să compensăm nemâncând deloc? Deci tu vrei o rețetă a succesului, asta am reținut de la bun început. Nu neapărat o rețetă a succesului, ci cum ar funcționa și mai bine creierul nostru și mecanismul acesta de adicție. Poți să-ți iei zahăr din multe lucruri. Și cea mai bună modalitate este să obții zahărul necesar creierului din frunze. Da. Dar ce să facem o comparație între o frunză de ștevie, poftim, și o ciocolată, parcă îți vine să te uiți mai degrabă la dacă s-ar ambala frunzele atât de frumos cum se ambalează ciocolata, poate că ar fi o soluție. Și de aceea cred că există întotdeauna alternative. Nu trebuie să te chinui ca să nu dobândești o adicție. Trebuie doar să diversifici viața ta, să-ți dai seama că apă poate fi obținută și dintr-un fruct, apă poate fi obținută și dacă scoți limba să cadă un fluc de nea pe ea. Căței, de exemplu, știu foarte bine să mănânce zăpadă. Și copiii mici, dar după de o vârstă uiți. Da? Dar mediul social, domnule doctor, da, și grupul afectează, da, categoric. În mod radical. Aici este, aici da, este mijloc. De-aia am introdus în sugestiile de discuție de astăzi dependența de persoane. Pentru că nu avem cum să scăpăm de ea. Este ca și dependența de apă. Nu știu cine spune aici, parcă tu spuneai de atașament, nu? Da. Atașamentul este un mecanism prin care noi, prin interacțiune, nu doar de bine, poate să fie și de rău, și certuri și lucruri frumoase pe care le facem cu o persoană, dobândim o înclinație către acea persoană, ne izolăm cu acea persoană și nu ne mai trebuie altceva sau altcineva. Și atunci, dacă acea persoană pleacă, simțim un mare gol și ne rugăm de ea să nu plece, chiar dacă poate nu este tocmai bună relația cu acea persoană. Este așa zisa relație toxică. O găsești pe net peste tot. Și deci dependența de persoane este esențială, dar ar fi foarte bine să fie și ea diversificată. Adică dacă ai o prietenă foarte bună, minunat, felicitări, e momentul să mai ai o prietenă foarte bună și încă una dacă se poate. Astfel încât să nu existe acel moment de pierdere, de suferință, că ți-a fost retrasă dependența, moment în care ești predispus să faci exces. Iar voi la vârsta voastră sunteți predispuși să faceți excese, pentru că dacă vă caut prin buzunare nu prea aveți bani, dacă mă uit cu ce ați venit mai mult cu transportul în public și cu mașini, nu sunteți în politică să influențați, să aveți alte satisfacții, vă trebuie să vă afirmați prin propria persoană. Și atunci îți vine la îndemână să exagerezi cu propria persoană ca să fii băgat în seamă. Okay? Validare. Da, confirmarea, pentru că există, nu? E vorba de o confirmare a identității tale. Ai spus de nevoie aceasta de a ne simți noi unici, de a ne afirma cumva în mediul în care ne desfășurăm în fiecare zi. Dar de ce n-am vrea să ne, nu știu, să ne afirmăm nefumând ca toată lumea? Sau de ce există anumite chestii pe care le facem automat dacă facem parte dintr-un mediu? Pentru că acest lucru este mai rar decât dorința de a fi integrat între cei de o seamă. Și aici contează foarte mult dacă prietenii tăi, grupul tău de prieteni, este majoritar de fumători sau nefumători. Dacă din 5 prieteni care sunt de față, 4 fumează, tu nu vei dori să nu fumești, pentru că îți dorești prieteni. Îți dorești să fii primită, de exemplu, salutată. Bună, Bianca, ce mai faci? O, ce bine că ai venit! Și această primire călduroasă te obligă, într-un fel, să fumezi ca și ei, împreună cu ei, ca să fii cu ei. Cu cât te temi mai mult să nu pierzi prietenia, cu atât îi sacrifici mai mult din independența ta. Vreau să întreb, da, nu e pe subiect, dar vreau să întreb dacă adicția sau dependența este 100% dobândită genetic sau doar 50% sau există o genă a adicției. Există niște structuri, mai ales în nucleii bazali ai creierului, care se ocupă de mecanismul de recompensă de care vorbeam. El este documentat neurologic, neurofiziologic. Într-adevăr, acest mecanism este esențial pentru că
natura, putem să spunem și Dumnezeu, nu este rușine de asta, a construit în mintea și în organismul oricărei ființe aceste zone ale plăcerii legate de recompensă, adică tot ce este plăcere este interpretat ca fiind o recompensă și acestea sunt atașate instinctelor care asigură supraviețuirea. De exemplu, plăcerea de a mânca este necesară pentru că în felul acesta tu nu uiți să mănânci. O tot cauți și te menții viu. Plăcerea de a te iubi cu cineva este foarte bine atașată, da? Unui comportament care asigură perpetuarea speciei. Că altfel îți zici, mie lene, nu mă interesează chestia asta dacă nu există o plăcere atașată. Și din cauza că există aceste dotări ale organismului și minții noastre, bineînțeles că suntem oarecum condiționați genetic, da? Să avem plăceri și deci să dobândim comportamente repetitive. Acum, comportamentul repetitiv este esențial pentru dobândirea și manifestarea dependenței. Multe dependențe sunt înnăscute, sunt determinate genetic, cum este dependența de apă. Adică, practic, apa este inclusă în metabolismul corpului. Fără ea, nu este viu corpul. Okay? Și mai există și dependențe care sunt câștigate prin repetarea unui mecanism. De exemplu, dacă noi stăm la această masă în fiecare zi la ora 9 fix și eu bat de 3 ori în masă așa, fiecare zi la ora 9 fix, și continuăm asta vreo 3 luni de zile, fără niciun fel de chiul, și după 3 luni de zile lipsesc, chiulesc, toată lumea se întreabă, unde e doctorul? Începe să fie mai agitată, nu mai bate masă de 3 ori. Deși nu era necesar lucrul ăsta, nu ne trebuie pentru supraviețuire. Dar se pare că acest lucru este cunoscut de comercianți, care îți expun la televizor sau pe net niște reclame pe care ți le tot repetă. Niște reclame glossy, drăguțe, cu nu o să vezi persoane știrbe sau persoane cocoșate, da? O să vezi persoane care arată într-un fel, se le tot repetă până când devii dependent. Da? Și astfel, oamenii care așteaptă filmul nu știu care, așteaptă, de fapt, fără să-și dea seama reclama de dinainte, care se tot repetă, se tot repetă. Vă zic că avem genetică și avem și inducție de la ceilalți. Mai sunt întrebări? Sau lansezi altă temă? Vă rog. Tot legat de legătura dintre partea genetică și dependență sau adicție, poate să fie influențată din familie ca mai mult decât un exemplu de așa da sau așa nu? Adică poate să fie moștenită într-un fel sau nu? Poate să fie moștenită, dar și indusă, cum spuneam, mai ales în mediul familial. Dacă tatăl stă la masa din bucătărie și își toarnă câte un pahar de spiritoase, da? Și îl dă peste cap și zice, ah, ce bărbat sunt eu, bate cu pumnul masă, bunicul, nu? Nu chiar. Așa? Ăla mic se uită la el, se uită la fața tatălui și zice, wow, vreau să fiu și eu bărbat. Știu că pentru asta trebuie să dau peste cap un pahar cu spiritoase. Ok? Și o face. Dar îi se face rău. Îi vine să verse. Pentru că organismul lui știe foarte bine ce vrea și ce nu vrea. Dar pe fața tatălui există o lumină, o satisfacție, care este foarte contagioasă. Dacă tatăl, de exemplu, își bate copiii și are o față așa satisfăcută, acești copii își vor bate copiii. Dacă un om este satisfăcut, un băiat este foarte mulțumit că l-a bătut pe un alt băiat își dorește și el neapărat să facă asta. Okay? Chiar dacă acel lucru este dăunător, greșit, chiar dacă corpul tău îți spune că nu are de ce să faci asta, nu crezi corpul tău. Creierul este mai puternic influențat de social decât de biologic. Și așa se face că avem o sumedenie de obișnuințe și de dependențe dobândite din plan social. Tata mie mi-a spus pentru că tata a fumat foarte mult și s-a lăsat. Acum am mulți ani, numai că evident am avut conversația cu el, nu fuma, nu te droga, că nu-i bine. Și am avut și eu, m-am confruntat cu un foarte bun prieten al meu care el conștientiza că nu e bine ceea ce face. Și îmi spunea, dar eu vreau să mă las, eu simt că dezamăgesc pe toată lumea, vreau să fac asta pentru tata, pentru mama, pentru tine, pentru cine mai era în viața lui. Și nu reușea. Și tata mi-a spus așa, atunci când copilul sau, în fine, persoana spune că se simte rău și are mustrări de conștiință, lupta e
ca și cum ar fi câștigată, pentru că la un moment dat sinele o să cedeze și o să bine, în cazurile fericite, o să cedeze și o să ajute la oprirea acestei dependențe a celui lucru care este rău. Ilinca, trebuie să spun ceva. Să zicem. Mulți fac greșeala să-ți ceară să te bazezi pe voința ta. Nu că dacă ai voință, te lași. Da? Simte-te vinovat, asta înseamnă să faci și mai multă depresie decât ai. Mulți oameni care au probleme de adicție sunt cu depresie. Poate că de-aici au și fost vulnerabili la această adicție. Aveau nevoie să demonstreze ceva, să fie integrați undeva, să fie cineva. Nu te poți baza pe voința unei persoane cu depresie, pentru că primul simptom de depresie este abulia, adică scăderea voinței. Nu ai voință. Nu ai de unde să o scoți. Okay? Și deci noi putem cere acestui om, din păcate, de multe ori îl facem să simtă și mai vinovat. Dar dacă suntem alături de el și suntem mai mulți și dacă noi nu fumăm sau noi nu avem acea adicție, că de multe ori, așa zis și prieteni care fumează, îi spun ăstuia, lasă-te bă de fumat, dar ei sunt cu țigara în mână. Sau părinții uneori fac chestia asta, ok? Modelul. Nu merge. Și dacă întrunim această condiție socială din mai mulți factori, devine posibil chiar fără să-și dea seama persoana. Deci nu trebuie să facă cine știe ce efort. Trebuie doar să existe niște oameni care sunt sănătoși. De aceea, așa cum contează ce mănânci, dacă mănânci slănină sau nu, dacă bei sau nu alcool contrafăcut, tot așa contează cu ce fel de oameni ai de face. Este extrem de important la vârsta la care sunteți să vă alegeți corect și divers oamenii. Și de la ei o să vină tot ce e bun, în loc să vină tot ce e rău. Inspirăm tinerii din România.